fiecărui cititor și în inima fiecărui bibliotecar. Da. Poezia dumneavoastră, poezia dumneavoastră miroase a dans, miroase a muzică, miroase a primăvară, miroase a dragoste, miroase a flori. Și cartea Dansul Florilor, inclusă în programul Chișinău Citește, ne-a încins pe toți într-o coră mare. Și o să dansăm cu toții până în toamnă, până la conferința de totalizare. Dar zic eu că e minunat când oamenii dansează și dansează citind. Și fiindcă am vorbit de flori, am să recit doar câteva versuri din această minunată carte. Florile ce au ochițe, parcă ar fi niște fetițe. Sunt la fel de frumușele și cochete ca și ele. Dragă Cristinica, muzica și invităm în scenă pe florile gimnaziului Nicolae Costin. Ca acuș, muzica și florile. Florițe. Dacă de carte te apropii discret, poți să descoperi orice secret. Ea poate să-ți aducă aproape taine din cerul, din munți și din ape. Să-ți spună de ce nici să plouă și care e misterul picăturii de lor. Doar într-o carte poți să citești cum spiritul și vinii povești. Sau cum licuricii pun la cale noaptea să vegheze visele tale. Cartea preface întuneric cu lumină și transformă pustiul într-o grădină. Suflete vesele, frumoase, curate pot să se adune doar lângă o carte. În rochițe colorate, elegante, parfumate, simple și înzorzonate, scurte, lungi sau înfoiate, în rochițe lucitoare,